Administrația Națională de Meteorologie, citată de Agerpres, a emis o informare meteo de vânt puternic, precipitații mixte și ninsori valabilă până mâine seară la ora 18 în toată țara. Vântul va avea intensificări în toate regiunile cu viteze ce vor depăși local 55-60 de km la oră. În zona montană, vântul va sufla tare, iar pe creste va depăși la rafală 90 de km la oră. La munte vor predomina ninsorile, iar mai ales în Carpații Oriental și în Carpații Occidental, izolat, cantitățile de precipitații vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și se va depune strat nou de zăpadă. În Maramureș, Transilvania, Crișana și local în Moldova și în zonele deluroase din restul țării, trecător, precipitațiile, în general slabe cantitativ, vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în această noapte și în cursul zilei de mâine.